Foarte gustos, mam. Mulțumesc. Se și sănătoase. Cum e treaba la școală? Tot normal. Profesorul de engleză a răcit, așa că mâine la a doua lecție. Pot să mai dorm puțin? Nu. Să-i numai să dormi și să mănânci. Da, așa, la general. Aveți băieți frumoși în clasă. Poate îți place de cineva? Na, băieți ca băieți. Toți sunt normali. Și ce? După tine chiar niciunul nu alergă? Aha, da. La educația fizică. Na, mai pune-mi, te rog. Nu, lasă că-ți ajunge. Dar eu nu m-am săturat. Dar ia, nu-i sănătos să mănânci prea mult. Și tu ce, nu știai că de la masă trebuie să te scoli? Puțin flămândă. Puțin? Dar ce cu regulile astea noi? Care reguli noi? Astea sunt ca reguli vechi. Toată lumea asta știe. Pur și simplu, dacă ție este ține diferit, pe silueta ta. Păi mamei, nu. Și ce nu e în regulă cu silueta mea? Dar ce, tu singură nu știi? Tu doar vezi și în oglindă că ești puțin plinuță. Să nu zic altfel. Să vedem ce este gustos aici. Ua, prembuști, ketchup, milga, așa, cașcaval. Ajunge. Amuș, când îmi fac o tartină de ce e gustoasă. Și ciocolată avem, super. Iată și pâine, perfect. La 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 Mam, eu sunt flămândă! Doamne ferește, care tartină, Daria, ce-i cu tine? Tu mă oglindă, te-ai uitat? Ora 12, nu te-ai tartină, mănâncă! Doamne ferește! Tu serios? Dacă erai să mă lași să mănânc normal la cină, nu era să fie nimic. Dar așa acum trebuie să mă culc flămândă. Mulțumesc! Copilul ăsta parcă-i sac fără fund. Mănâncă-și mănâncă. Dar unde, Doamne, în capea ta mâncare? Daria, după engleză să vii luată acasă. Dar asta ce e, o nouă regulă de care nu știam? Nu, pur și simplu noi o spăție. O să fie Bintuța. Să mai stăm de vorbă, că de mult nu ne-am văzut. Ce? Care e Biencuța? Biencuța, fiica lui tante Sveta. Ce nu ții minte? Toată copilăria împreună v-a jucat. Nu mi-aduc aminte așa ceva, mam. Bine, hai, eu am plecat, că întârzi. N-am înțeles. Dar tu ce, așa te duci? Da, dar ce are? Unde te-ai pornit în halul ăsta? Nu, cum tu să îmbraci așa fustă scurtă cu picioarele tale grase? Puțin? Care picioare grase? Mam, eu am picioare normale. Normale? Asta-s picioare normale? Tu în oglindă te-ai uitat măcar? Asta tu vrei să spui că-s picioare normale? Tu și cu dreptul, Daria! Dar eu ce? Am picioare anormale și nu știam? Poate eu am 3 picioare și nu văd, poate la mine pielea este colorată, curcubeu. Nu ți par la mine. Eu încerc să-ți explic, că tu nu-ți faci rușine. Nu, tu ai văzut? Ha, de fetiță, ce picioare subțirile au, frumoase, așa, subțirile, slăbuțe. Dar tu... A, dar eu sunt grasă, da? Bine, mulțumesc, mama. Eu n-am mai văzut așa ceva. Propria mamă să te facă grasă. Perfect. Daria, și cu spectacolul ăsta, Daria! Tu și ăștia răzneam că mofturi, a? Ia vezi, așa e normal? Așa nu mi se văd picioarele grase. Uf, hai, când te aud, nu cine ți-ai zis că tu ai picioare grasă? Eu n-am spus că tu ai picioare grasă. Da, pur și simplu nu sunt la fel de slabă cum sunt alte fete. Am înțeles, mam, nu mai trebuie explicații, tot normal. O zi bună!
Da, frumos apartamentul. Foarte tare, îmi place. Mulțumesc, Biencuța, mulțumesc. Ne stăruim și noi, da, ne stăruim. Cu mama? Da, normal. Apropo, v-a transmis salutări. Mulțumesc, da, și tu să-i transmiți numai decât salutări din partea mea. Să-i spui că are o fică foarte frumoasă. Of, dar trebuie de complimente. Mulțumesc. Dar ce, eu spun așa cum este. E doar de țin minte așa micuță. Dar cum ia ce fată mare. Ai, mireasă. Oh, nu, 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 mireasă, eu încă nu vreau să fiu, încă este foarte devreme, mai întâi de toate, cariera. Da, 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 foarte corect, da, bravo, da. Stimărița, îți mai dovedești, importantă cariera. Oricum, eu sigur că tu, cavalerea, ai o grămază. cum să zic, o să spun așa mai elegant, lipsă de atenție nu am. Mami, am venit! O, dragă și dar eu am venit! Fica mea, haideți la masă, fetelor, haideți! Milkshake, vrei? Este cu ciocolată și cu caramelă? nu, mulțumesc, că eu mai bine pur și simplu apă. În toate alea este foarte mult zahăr și eu nu vreau să-mi stric tenul. A, da? Ei, nu știu, cum vrei, dar eu o să beau. Hai, stai de caramelă, îmi place mai tare. Apropo, când noi cu tine ne-am văzut? Vă 5 ani, da? Vai, nu, cred că chiar mult mai mult. Eu te țin minte foarte micuță și slăbuță. Fetelor, eu v-am adus necuri. Dacă ai biscuiți, așa, și chipsuri. Daria, la masă. O, snack-uri? Super! Eu sunt așa de flămândă, chiar mi era poftă de ceva sărățel. Ia că e ca și niște ciocolate. Poftim, poftim, mănâncă Biencuța. Nu, mulțumesc. Eu așa ceva nu mănânc. Pentru mine este prea caloric. Poate aveți ceva fructe? Da, cu siguranță. Ia stai, ia uite. Miere avem. Miere, vrei? Și ce, Biencuța? Tu iată cu un singur măr o să te saturi. Dar eu, în gentuță, am și ceva în ușoare, batoane proteice, așa că până seara cred că o să-mi ajungă. Eu nu mănânc prea mult, nu am nevoie de foarte multe calorii. Da, incredibil. Dar iată Daria pentru așa mâncare. M-ar mânca și pe mine, cred că. Pentru că eu sunt normal, un organism normal. De parcă tu la mine numai cunoști ce hrănești. Nu, de fapt, să știți că dacă vrei să te alimentezi corect, păi poți să mănânci orice. Numai că în cantități micuțe și să poți să te oprești. O, ai auzit, Daria? Ha? Cuvinte de aur. Dar tu și te îndopi până nu te spargi. Ai, și iată, uite, Biencuța, și siluietă frumoasă are. Cât de slăbuță, model! Da, mulțumesc. Doar că nu e vorba numai de alimentație, să știți. Eu practic și foarte mult efort fizic, fac sport, merg la sală, ridic greutăți, gimnastica aeriană și plus pilates. Pilates, care pilates? Dar aia mine și așa cuvinte nu știe. Pilates. Eu cu sportul nu mă duc. Sportul meu preferat e stau în pat. Și mă uit la filme. Vai, mulțumesc frumos, dar trebuie deja să plec. Peste câteva minute se încep lecțiile mele de piscină. Adică, de not. Așa că, mă scuzați, dar trebuie să plec. Ai, totuși cât ești de bravă, Biencuța. Mă uit la tine și mă uimesc. Ce fetiță bravă. Bine, hai eu să te conduc, să te petrec. De asemenea. Îți ajunge. Cât se poate să mănânci cu vrigi, a? Liniștește-ți o leacă. Ce parcă n-ai mai văzut mâncare. Ca o sălbatică. Ai,
Și ce a fost asta? A, și despre ce vorbești? Despre faptul că tu, mămică dragă, mă faci de rușine în fața oamenilor străini. În primul rând, Biencuța nu este om străin. Dar încetează să mă numești Biencuța, cât se poate. Ea ce e, fica ta? Și la doilea rând, cu ce eu te fac de rușine, a? Asta ce? Eu nu mă alimentez corect, eu nu fac sport. Aha, dar tu ce, te alimentezi corect și faci sport? Iartă-mă, eu nu știam. Dar ia, eu am 40 de ani, dar tu 16. Eu pur și simplu am vrut să-ți arăt un exemplu bun. Poate să mai adopți acest exemplu și trăiește poftim viața fericită cu Biencuța, care e frumoasă, slăbuță, dar nu grasă ca mine. Ai, nu mai e isterică și știi să faci! Daria, tu citești? Dar ce citești? Daria, eu înțeleg că te-ai supărat. Îmi pare rău, uite, îmi cer scuze. Eu recunosc că nu am avut dreptate. Nu trebuia să te compar pe tine cu Biencuța. În schimb, vreau să mă revanșez. Eu am un cadou pentru tine. Tu vorbești pe bune acum? Care cadou? Uite, abonament la sală. Tu serios acum? Tu ce continui să-ți bagi joc de mine? Asta-i doar pe jumate de an. Pur și simplu să încerci. Uite, eu ți-am luat și covoraș și gantele. Eu nu voi merge la sală. Din principiu nu voi merge. Să-ți fac ție în ciudă. Bine, cum vrei. Treaba ta. Atunci fii și mai departe grasă. Eu nu sunt grasă. Eu cu silueta mea și kilogramele mele mă simt confortabil. Ai înțeles? Da, deloc nu ești grasă. Dar tu în oglindă te-ai uitat, draga mea, uite ce picioare ai, ce burtă! Te stăruiești pentru ea, abonamente-i cumperi, echipament sportiv, dar ea... Fă ce vrei, rămâi grasă! Vino și mănâncă! Asta ce-i? Dar mâncarea unde-i? Tu ce? Ești chioară? Asta și este mâncarea ta! Poftă bună! Mai repet odată! Cum adică? Asta e mâncarea mea? Asta e prânzul? M-am tu serios? Da, dar ce, nu-ți ajunge? Cât vrei să mănânci? Cât un porc? Nu vrei să mergi la sală? O să slăbești cu ajutorul alimentației corecte. Nu-ți fă griji, la mine tot sunt doar legume. Aha, da. Mulțumesc frumos. Mi-a trecut și pofta. Poftă bună ție. Măcar ceaiul să-mi fac. O să mor de foame în casa asta. Zahărul pune la loc. Ha? Ce? De azi înainte, tu ceaiul și cafeaua bei fără zahăr. Dar să bei ceai fără zahăr este practic imposibil. E posibil, e foarte posibil. Dar Biencuța cum trăiește fără zahăr, a? Bine, fără zahăr, dar măcar cu ciocolate sau biscuiți. De azi înainte, uite, de dulciuri, de făinoase, biscuiți, covrici, chifle, croasante, uite! Perfect! Mai ceva ca în închisoare. Propria mamă mă lasă frământă. Pur și simplu pot să mor de foame în casa asta. Mami, eu am plecat cu Andreea la plimbare. La 9:30 să fie acasă și niciun fel de mâncare afară, m-ai înțeles? Da, fix așa. Eu n-aud, tu m-ai înțeles sau nu? Da, am auzit, eu am auzit. Fără dulciuri, ciocolate și prostii. N-am de când să mănânc nimic afară, promit. Eu în locul tău n-aș îmbrăca rochie cu așa picioare grasă. Mulțumesc, mam, pe tine am uitat să te întreb. Eu așa mă duc. Nu se fă-te dar de rușine. Hmm.
dormi a fost de ciocolată și de cola. Zici că n-am mâncat o săptămână. Da, nu-mi vine să cred. Asta este groaznic. De tine își bace joc propria mamă. Asta se mai numește și bullying. Dar ce contează cum asta se numește? Important că asta nu e normal. Și încă și pentru ce? Pentru nimica toată. Păi, ea crede că eu sunt grasă și am kilograme în plus. Dar unde tu ești grasă, Doamne? Stai liniștită, te rog eu frumos. Iată Julia de la dansuri. Da, săraca fata aceea chiar este grasă. Și oricum eu nu cred că mama ei nu-i dă voie să mănânce sau o ține flămândă. Sigur nu! Da, da, 100%. Dar tu ai siluetă foarte frumoasă. Pentru picioarele tale cred că mi-aș da și viața. Toate fetele din grupa noastră sunt invidioase pe tine. Eu tot așa credeam înainte. Dar acum că mama a început cu din astea, am început să mă complexez, parcă. Măi, chiar am picioare grase în această rochie. Nici nu știu ce să mai cred. Dar ce e cu tine? Nu e adevărat, arăți extraordinar de bine. Să porți mai des rochii, îți stă foarte bine, sincer. Mulțumesc, Andreea, ești cea mai bună prietenă, jur. Mi s-a ridicat și dispoziția. Te rog numai, nu-ți fă mari griji din cauza asta. Poate ea puțin câte puțin își iese din minți. Lasă, o să-i treacă, o să vezi. Mai rabdă puțin. Sper și eu. Chiar sper. Chiar dacă chiar vei muri de foame, vină la mine acasă că te hrănesc eu. La mine mâncare e destulă, că trăiesc cu bunica. Bine, mersi. Și mersi de astea. Într-adevăr, mâncarea bună ridică dispoziția. O, ai venit? Dar ce, nu se vede? Da, am venit. Ai mâncat ceva afară? Nu, nu am mâncat nimic. Doar ți-am zis, n-am de gând să mănânc nimic afară. Ia vină încoa. Vină încoa. Ia suflă. Mam, tu ce? Tu doar știi că eu nu fumez. Ce-i cu tine? Suflă, am zis. Doamne ferești. N-ai mâncat, da? Dar de ce miroase la ciocolată? A? Poate și am mâncat. Dar ce eu acum trebuie să mor de foame? Eu doar ți-am interzis să mănânci afară. Tu ce ai spus? Că n-ai să mănânci nimic. Așa, dacă nu înțelegi cu binișorul, o să faci cu răușorul. De azi înainte, o să te cântărești în fiecare zi. Dar ce, Doamne, te legat de mine? Dă-mi, te rog, o dată pace. Eu nu am nevoie de dieta ta și nici să mă cântărești zi de zi. Eu ce-s cățeluș aici? Dă-mi pace, eu nu mă socot grasă. Eu doar tot pentru tine mă înstărui, fată, dragă, nu știu ce tu mă înțelegi. Eu nu vreau ca tu să crești la fel de nenorocită ca mine. Doamne, mama, despre ce atâta vorbești? Nici nu te mai înțeleg de o vreme. Pentru că dacă eu eram să fiu slabă și mai frumoasă, atunci tatăl tău nu era să plece. Mama, ce-i cu tine? El ne-a lăsat nu din cauza că tu ești grasă, dar din cauza că el este un nemernic, înțelegi? Asta din cauza mea. Din cauza mea, tu trăiești fără tată. Dar nu e adevărat, eu eram cel mai fericit copil. Niciodată nu i-am simțit lipsa lui. Pentru că nu însă cu tată, înțelegi? Nu l-am văzut niciodată în viața mea. Totul era perfect. Până când tu nu ai început să aiurești. Dar nu aiuresc, eu nu aiuresc. Eu îți vreau binele, înțelegi? Binele! Ca să fii frumoasă, slăbuță, să-ți găsești un soț bun! Mama, care soț? Care soț? Eu am de-abia 16 ani! Nu contează! Tu trebuie să slăbești și punct! Eu insist! Bine, bine! Fii așa cum vrei tu! Dacă tu după asta o să te liniștești și o să-mi dai pace, bine, eu o să fac cum vrei tu! O să-ți fac un cadou! Ca pentru ultima dată. Bine, eu sunt de acord să-mi dau jos câteva kilograme. Sunt de acord să slăbesc. Nu câteva kilograme, dar 10 kilograme. Câte? Tu trebuie să slăbești 10 kilograme.